Un bărbat din Târgu Frumos și-a făcut o adevărată plantație în apartament. Diicot a găsit în casa acestuia peste un kilogram de plante de cannabis și zeci de grame din același drog. Individul a fost reținut sub acuzația de trafic de droguri de mare risc. Polițiștii ieșeni au percheziționat apartamentul bărbatului bănuit că face trafic de droguri de mare risc. Anchetătorii au găsit în locuința acestuia o mică plantație improvizată. În urma percheziției au fost ridicate 1,05 kg de plante de cannabis în stare naturală, 69,2 g de cannabis plus alte 49 de doze. Acestea ar fi fost destinate comercializării în orașul Târgu Frumos. De asemenea au fost ridicate un telefon mobil, o cartelă SIM, un laptop, un hard disk, un cântar electronic, semințe de cannabis și, în în urma percheziției, traficantul a fost reținut pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de droguri de risc, bărbatul va fi propus pentru arest preventiv.